Deci începem cu sfârșitul. Cristian Bădiliță în fața noastră, bună seara și bine v-am găsit, sau bună ziua, depinde de fusul orar. Dragi prieteni, aici în podcastul consacrat v-am zis că mai aducem și oameni care au ceva de spus, nu numai de cântat sau de jucat. Nu de dansat, de jucat, că am adus mulți fotbaliști. Bună seara și bine ai venit, scumpe prieten, sau ce formulă prețuiești mă mai bucur, mult? Mă bucur că ne-am întâlnit în sfârșit și că mi-ai stricat prima zi de vacanță. Bunătate de vacanță, așa-i. Îmi povesteai venind aici sau întâlnindu-ne aici, îmi povesteai un lucru pe care eu nu l-am observat, deși spre rușinea mea stau de două, adică nu cred că e spre rușinea mea că stau de 20 de ani în Cluj, spre rușinea mea că n-am știut. Despre statuia Sfântului Gheorghe care omoară Balaurul din piața Jean Calvin, de pe strada... E nouă denumirea, nu? Jean Calvin e nouă denumirea. N-am văzut-o până acum. Astăzi am, da, înainte de a trece pe aici, m-am dus să mă încarc cu energie de la Balaur. Pe strada Cogălnicianu, cum îi spune, Forcoșuțu, adică strada lupilor, veneau lupii. Veneau lupii în oraș și de-aia se denumea așa. Biserica reformată de care aparține soacră mea. Nu se trezește niciodată să meargă la slujbă, că e prea devreme și ce n-au nici toaletă. Acolo în față este statuia. Da, dar stați alături, acolo e aproape. Aproape, da. Stau și eu cu o lupoaică. Mă rog, spune-mi odată ce frumos mi-ai spus. Da, am vrut să revăd statuia. Statuia care l-a inspirat pe Blaga. Era unul din locurile favorite de plimbare ale lui Blaga. De altminteri e biblioteca Academiei Clujene, unde alături, unde lucra el lucra în ultima parte a vieții, și e acea statuie a Sfântului Gheorghe ucigând Balaurul, care i-a inspirat acel poem minunat. Balaurul e acoperit de solzi și, dacă ne uităm bine, și Blaga s-a uitat foarte bine și la Sfântul Gheorghe, la platoșa Sfântului Gheorghe, și platoșa e acoperită de solzi. Poemul, ideea poemului este că Balaurul a împrumutat ceva din ființa dușmanului pentru a-l învinge. Astăzi m-am uitat cu mai mare atenție decât am făcut-o în precedentele vizite și am constatat că, pentru că ideea mi-a încolțise după ce m-am uitat de mai multe ori la câteva fotografii, reproduceri bune, și într-adevăr Sfântul Gheorghe e foarte firav și are o siluetă efeminată de femeie, și într-adevăr astăzi am constatat că intuiția era, e valabilă, e validă. Blaga avea ochi la femeie. Da, la femeie l-a scris de ideea poemului, e coincidența între solzii Balaurului și solzii platoșei Sfântului Gheorghe. Dar, de fapt, e un fel de Ioana d'Arc acolo. E o femeie. Sfântul Gheorghe e femeie, foarte firavă, foarte delicată, cu un păr, cosițe de femeie. Iar al doilea amănunt e și piciorul din stânga prelungește, practic e și el acoperit de solzi. Se prelungește până la solzii Balaurului, de pe care acoperă trupul Balaurului. Și uitându-mă cu atenție, m-am urcat puțin, în fine, am stat un pic la înălțime și am văzut că acolo e colcăie, e o șerpărie, de fapt. Sunt jivine, sub copitele calului sunt mai mulți șerpi, mai multe reptile, sunt șerpi și reptile. Balaurul este, de fapt, tatăl unui întreg trib de reptile. Dar am fost uimit de constatarea asta, că într-adevăr trupul sub platoșa acoperită de solzi e un trup de femeie, e o ființă feminină. Chiar te rog, când mai vii prin Cluj, să mai ieși și pe mine și să mai povestești câte ceva. Poate mă urci pe umer ca să văd mai atent ce e sub calul Sfântului Gheorghe sau Sfintei
Sfintei Gheorghe. Nu, da. Da, nu, nu întâmplător trăim zilele astea. E un androgin oricum, da. e o figură cu totul și cu totul fascinantă. Da. E o statuie la sfârșitul secolului, al XIX-lea. Mergem pe la toate statuile. De la statuia asta unde ai vrea? La ce statuie din Cluj? Nu, am trecut întâi, am trecut pe la Matei Corvin și acolo e destul de înspăimântător. Am trecut și prin biserica, prima biserică, din câte știu eu, a franciscanilor. Din piața muzeului. Din așa, piața muzeului, exact. Și acolo sunt două statui care tot așa mă intrigă și care străjuiesc statuia din mijloc a Sfintei Fecioare. Una cu paloș, o alta cu halebarda. Într-o biserică creștină nu e o reprezentare, ca să spun așa, foarte canonică. Și după aceea am revăzut grupul statuar din fața catedralei, din fața Marii Biserici. Acolo cu Matei Corvin străjuit de, într-adevăr, și acolo cei e foarte... generali. Da. Unul dintre ei, Sapolioi, este unchiul celui care a fost Ianoș Zsigmond, care a adus prima declarație a drepturilor omului, drepturilor religioase. E o statuie, din câte știu eu, contemporană cu procesul memorandiștilor. Cam așa. Nu întâmplător. Foarte violentă și această statuie. Nu știu, e ceva, nu sunt politic corect, dar sunt un anarhist creștin de dreapta și îmi repugnă violența în aceste reprezentări războinice ale creștinismului, care vin pe filieră constantiniană, de fapt. Imperatorul creștin care duce Evanghelie, evangelizează cu spada, cum s-a întâmplat nu doar în Orient și în Occident. Cine cunoaște istoria lui Charlemagne știe foarte bine cum a convertit triburile din actuala Belgie, Olanda, la creștinism prin masacre. Și le merge rău Cristian Bătiliță? Nu le merge Da, iată că ne întâlnim cu versiunea asta religiosului, nu a creștinismului neapărat, după 1000 de ani sau mai puțin în alte religii. Se reiterează un pseudo-model religiosul care e transmis prin violență. Sunt două lucruri. Sacrul, politicul nu e sacrul, trebuie desprins. Asta a făcut Iisus și asta este, până la urmă, viziunea lui antipolitică. Dați cezarului ce al cezarului, a spus foarte clar, în momentul în care nu i se aduce o monedă cu chipul cezarului pe el, Iisus, probabil cu un zâmbet de ironie, i-a dat moneda înapoi lui Petru și i-a spus a cui este efigia, chipul, al cui este chipul, a cui este efigia de pe această monedă cezarului, dați cezarului ce al cezarului, plătiți tributul. Dați-i, pe mine nu mă interesează, împărăția mea e din altă lume. Și cu asta a tranșat lucrurile în mod esențial. Sfera sacrului, sfera politicului sau sfera profanului. Era ironic Iisus. Acum eu făcând umor, ironie, autoironie. Era ironic cu blândețe, dar uneori și cu fermitate. În polemicile antifariseice sau împotriva saducheilor, împotriva funcționarilor templului și așa mai departe, da, bineînțeles, făcea parte, evident, din această tradiție iudaică, dar cultiva și ironia, dar în stil parabolic. În stil foarte înalt, foarte înalt. Și condensat, cum sunt toate. Da, și vorbele lui care ne-au rămas. Exact. Și pe care le reținem ca teorema lui Pitagora, nu? Un om nu poate servi la doi stăpâni sau așa mai departe. Era la obiect, acum avem mai multe obiecte. Da, sunt mai multe. Acum trebuie să recunoaștem că politicul a perpetuat, totuși a fost o cale de transmitere a Evangheliei, dar uneori și-a apropiat prea mult din Evanghelie și a deformat-o.
De aceea noi trebuie să facem, credincioșii de rând și teologii în primul rând, să facem distinție, tot timpul să atragem atenția când politicul invadează sfera religiosului. Și putem acum în mileniu 3 cu atâtea fake news-uri, cu atâta... Da, e foarte, pentru că e foarte greu, foarte dificil să-ți impui o voce, pentru că vocea ta, chiar dacă este autoritară, e imediat relativizată de alte 1000 de voci neautoritare sau 1 milion de voci, dar care sunt stridente, sunt mult mai acoperă vocea autorității autentice. Dar e nevoie, e nevoie creștinismul autentic s-a transmis prin aceste voci uneori solitare sau prin vocile martirilor sau prin viața martirilor, prin gesturile lor, prin acțiunea lor și care au, până la urmă, au biruit pe termen scurt, pe termen lung, dar iată, totuși societatea occidentală a învățat lecția și a evacuat. Există în Occident și asta nu se percepe, din păcate, în Europa de Est sau în Europa Ortodoxă, nu se percepe lucrul ăsta, a evacuat violența din, pe cât posibil, din sfera sacrului. Și a stabilit o graniță între stat, competența statului și biserică și rostul, vocația bisericii pe lumea asta. Tu fiind acum, în ultimul timp, mai apropiat de vestul religios decât de Est. Nu neapărat vestul religios sau am rămas la fel, dar întâlnesc mult mai multe persoane dincolo care concordă cu ceea ce eu cred de foarte mult timp și cred pe baza unor studii, unor meditații, unor... eu știu... Întâlniri. Și, da, mai ales întâlniri și înțelegeri sau încercări de a înțelege, de a înțelege mesajul autentic al Noului Testament, al Evangheliilor. Tu însuți fiind un traducător al unor părți bune din... Noul Testament și Septuaginta. Da, acum meseria mea e patristica sau patrologia, sunt doi termeni aproape sinonimi, acum nu intru în distinții subtile, așa, deși s-ar putea face distinție, dar să le... patristică sau patrologia, adică e știința care se ocupă, studiază acest corpus imens, literatura pe care ne-a lăsat-o moștenire, tradiția patristică, ne-au lăsat-o părinții bisericii, adică acei teologi de foarte mare anvergură, de înălțime teologică extraordinară, din care au scris între secolul al II-lea și aici există dezbateri, până în secolul al VIII-lea sau până în secolul al XIV-lea, depinde din ce unghi privim lucrurile, dar să spunem până în secolul al VIII-lea după Hristos. Acum, vorba cardinalului Danielu, unul din mari patrologi ai secolului 20, indirect maestru și chiar direct printr-o profesoara mea de la Sorbona, Monica Alexander, care a fost studentă, Cardinalul Danielu spunea la un moment dat și repeta acest lucru, de fapt opera părinților bisericii nu este decât un amplu comentariu la Sfintele Scripturi. Practic sunt exegeți consacrați de generațiile ulterioare ai textului sacru, Vechiul sau Noul Testament. Și acum, până la urmă, evoluția mea a fost a răbur, plecând de la operele, scrierile părinților bisericii, secolele 2-8, spre acest corpus de texte pe care ei îl comentează. Niciun părinte al bisericii nu scrie ca să-și facă opera. Absolut fiecare titlu, fiecare, exact, pentru că acum se pune accentul pe o individualitate, să ne facem operă, să ne construim o piramidă, să ne construim un mausoleu care îți dureze veșnic. Absolut fiecare titlu, fiecare operă, fiecare pagină e legată de o anumită întrebare pe care comunitatea respectivă o lansa.
despre o replică la un curent eretic, o replică la o neînțelegere la, sau o lămurire a unui pasaj mai puțin clar din Sfânta Scriptură. Sau ceva legat de cult. Legat de cultul de zi cu zi, legat de viața lui Iisus Hristos și așa mai departe, sau de comportamentul unor credincioși din comunitățile respective. Absolut fiecare titlu are un rost, ca să spun așa, direct. Ca un medicament. Comunitatea avea anumite probleme, avea anumite îndoiele, avea unele nelămuriri de ordin religios sau scriptural și ei scriau, trimiteau aceste scrisori sau aceste texte pentru a lămuri lucrurile respective atât cât puteau ei. Prin urmare, nimic nu era gratuit, nu era operă, ei nu fac operă pentru operă. Sau artă pentru artă, sau scriitură pentru scriitură. Și culmea, astea au rămas. Sigur, de aceea au și fost canonizați până la urmă, dar nu trebuie absolutizată această canonizare. Pentru că în foarte multe cei din domeniu știm foarte bine că există pagini întregi, unele foarte, de pildă la Augustin. Augustin a polemizat cu donatiștii. Donatiștii pentru publicul, în fine, mai puțin familiarizat cu aceste probleme din creștinismul timpuriu, a fost văzut nu ca o erezie, ci ca o disidență. Erau urmașii celor care nu au vrut să pactizeze cu Imperiul Roman, care nu au cedat acelor presiuni din primele trei secole. De pildă, nu și-au dat cărțile de cult. Preoții care erau obligați de împărații romani păgâni să sacrifice zeilor păgâni. Ei nu au făcut lucrul ăsta. Erau obligați să dea oficialităților cărțile sacre din biserică sau, eu știu, obiectele de cult și așa mai departe. Ei nu au făcut lucrul ăsta. Erau niște radicali. Erau niște creștini puri. Martiri, putem spune, cei care au rezistat, niște rezistenți la presiunile puterii politice. Ei bine, după deschiderea Constantiniană, oamenii ăștia nu au vrut să reprimească în mijlocul lor și mai ales partida donatistă. Exact, a fost foarte puternică în nordul Africii, pentru că și acolo represiunea a fost foarte puternică. Și ei nu au vrut să-i primească, să le reconfirme, de pildă, preoția, celor care au avut compromisuri, care au făcut compromisuri, care au cedat, pur și simplu. Așa. Ei bine, lucrul ăsta Augustin l-a combătut. Deci, practic, Augustin a fost, până la urmă, o unealtă a puterii politice și el i-a văzut ca pe niște schismatici care voiau să distrugă unitatea bisericii creștine după încheierea persecuțiilor. Am făcut paranteza asta, o închei și acum revin la întrebarea ta. Da, am tradus, am coordonat un colectiv și am lansat proiectul acestei traduceri Septuagintei în cadrul Colegiului Noua Europa. Da. Așa, și cu directa implicare și foarte importantă implicare a Fundației Anonimul. Și, bineînțeles, cu complicitatea editurii Polirom. Acolo am avut un grup întreg de redactori care ne-au ajutat timp de 10 ani sau 12 ani de zile, cât a durat proiectul ăsta pe care l-am coordonat, în cadrul Colegiului Noua Europa de la București. De ce am lansat proiectul ăsta? Pentru că nu exista o traducere corectă a Vechiului Testament, adică Septuaginta fiind Vechiul Testament în greacă, da. Și care este versiunea canonică a Bisericii Ortodoxe, Bisericii Răsăritene și nu numai, care a fost versiunea părinților bisericii, asta se știe mai puțin. Părinții bisericii comentau, în primul rând, Septuaginta. Nu intru acum în detalii, există două tradiții. Septuaginta este un proiect iudaic,
Evreii au tradus Septuaginta. Evreii care vorbeau grecește, da, da, în Egipt. Așa. Dar care nu mai știau, pentru că era o comunitate de 1 milion, la un moment dat, de 1 milion de evrei în Egipt. Și ei nu mai știau ebraică acolo. Și aveau Ptolemeu, a vrut și a lansat el acest proiect de traducere a Vechiului Testament din ebraică în greacă. E complicat, e așa. Da. Da, și după aceea, după apariția creștinismului, creștinii, Pavel de pildă, citează numai versiunea Septuagintei. Deci toate citatele din Vechiul Testament pe care le face Pavel sunt după Septuaginta. Și evreii care nu s-au convertit la creștinism au considerat că Septuaginta nu mai este cartea lor. Și atunci au făcut alte traduceri. E mai complicat, au fost 3-4 versiuni din ebraică în greacă. Și Septuaginta a devenit versiunea canonică a Vechiului Testament, bineînțeles, pentru biserica creștină. Și atunci toți părinții bisericii se raportau la Septuaginta, comentau Septuaginta, traduceau. Origen a făcut, în fine, o hexaplă. El, pentru prima dată, a vorbit... Mulhulitul Origen la sfârșitul secolului al doilea și începutul secolului al treilea. Nu cântărețul Origen pentru publicul tânăr. A, există și un cântăreț Origen. Este. Informația Six Martin, o să-ți trimit niște melodii. Da, așa cum există... Origen Todoran din Bistrița. Origen îl cheamă. Da. De extraordinar. Trebuie să mă interesez. Iată, un cântăreț care... Da. Pe ritmuri actuale. Există în Franța un cântăreț, țin minte, da, o profesoară îmi vorbea, care preda Racine. Ați auzit de sau Corneille, pardon, Corneille. Ați auzit de Corneille? Și da, sigur, cântărețul Corneille. E un cântăreț cu un fel de rapper, așa, francez. Toți auzise de Corneille cântărețul, dar niciunul nu auzise de marele dramaturg Corneille din perioada, din secolul de aur al dramaturgiei franceze. Corneille, la fel, uite, aflu acum că există un cântăreț Origen. Mulțumesc! Învăț! De ce te-am adus? Mulțumesc! Și tu mă vezi că mi-ai adus niște cărți. Și apoi revenim la șapte. Da. Știu că ești un cititor... Cât se poate de avid, deși nu se vede în podcastul. Mai mult îmi place vorba lui Arghezi, să le pipăi, să simt, să uluiez. Îmi place cartea, mirosul. Dar și asta e fabrica, da, aici, Silvia Colpescu, directoare editurii Vremea. Să salutăm. Da. Da. O pasionată de frumos și... Da, cu ce începem? Începem cu pasiunea ta și una din marile mele întâlniri, revelații de la Madrid, da, din 91-92, Vintilă Horia. Am avut șansa, unul, de a-l cunoaște, una din întâlnirile admirabile, și nu vreau să intru acum în nicio polemică, pentru că pur și simplu mă dezgustă orice această pseudo-polemică a necunoscătorilor, de fapt, a ideologizațiilor pe tema Vintilă Horia. Avem, românii au un premiu Goncourt. Asta este premiul Nobel al Europei în literatură. Așa, și acest premiu Nobel este hulit în propria lui țară după ce a suferit 50 de ani de exil. Aproape 50 de ani de exil. Mi se pare, ține de domeniul nerușinării, pur și simplu. Nu ține de destinul României și al... Da. Celor care au făcut-o și o fac în continuare cunoscută, ține de domeniul nerușinării. Foarte bine spus. În fine. Studiai în Spania la un moment dat. Atunci eram în Spania, da, la Madrid, la seminariul era Postiliar. Era să te călugărești, nu? Nu era neapărat călugărie, dar preoția e bate spre călugărie în Occident. Așa. Și până la urmă am rămas un fel de călugăr, că nu trăiesc altfel, dar un călugăr mai laic, așa. Dar atunci l-am cunoscut, ne-am vizitat foarte mult, în cele 4 sau 5 luni de zile, de altminteri, datorită lui Cristian Langa. Clujan, preot Cristian Langa, cu el eram acolo, și cu un alt clujan, pe care l-am reîntâlnit azi după mulți ani și care predă la Saragossa,
Cristian Arieșanu. Eram trei cristiani la Madrid în 1991-92. Și colegii noștri spanioli credeau că e numele cel mai, prenumele cel mai frecvent din România, Cristian. Vă puteam face o trupă de tineri cântăreți. Eram o trupă, dar nu eram chiar teologi. Teologi, în fine, de fiecare, iată, Cristian l-am dus. Știu din jurnalul tău că pomeneai când ai aflat de moartea lui Vintilă Horia. L-am înmormântat, am participat la mărăi, am citit slujba de înmormântare împreună cu Cristi Langa și cu Cristi Arieșanu. L-am condus pe ultimul drum. Din păcate, foarte rapid s-a declanșat boala, la câteva săptămâni după ultima întâlnire. Era foarte bine, după care, în fine, a început să vorbească. Deci avem un premiu Goncourt, da? Avem un premiu Goncourt, cel mai exact, cu marele roman Dieu ne-a în exil, deci un român care a scris un roman extraordinar despre exilul lui Ovidiu la Tomis, care se numește Dumnezeu s-a născut în exil, l-a scris în franceză, a primit acest mare premiu pe care se bat toți scriitorii francofoni, nu numai francezi, da. Și iată-te, în România cum e primit după 45 de ani de exil. Asta, în fine, spune totul. Dar am avut și marele noroc să-l reîntâlnesc pe Vintilă datorită fiicei lui Cristina. Are două fiice. Da, iar Cristina, da, iarăși Cristina, ea s-a născut în Argentina, pentru că Vintilă a avut și o paranteză argentiniană. Din Italia a plecat, unde a ajuns, în fine, după al doilea război mondial. A fost obligat să emigreze în Argentina, acolo a locuit câtva timp, după care s-a reîntors în Europa. Și paranteză, mai puțin cunoscută, Vintilă Horia este cel care l-a introdus pe marele Papini, Giovanni Papini, pe care îl prețuia toată generația noastră interbelită și pe care, din păcate, nu-l mai citește aproape nimeni astăzi. Eliade, Eliade, Steinhardt, Vintilă Horia a scris o monografie despre Papini în franceză. O să revin poate la seria Vintilă Horia de la vremea pe care am propus-o acum 4 sau 5 ani. Dar am avut șansa să descoper, o șansă imensă, pe lângă jurnalul parizian, o parte din jurnalul lui Eliade, care l-am salvat. Cum l-ai salvat? În 96. E o altă poveste. Cu sacii aia, nu? Da, cu sacii, dar o să spunem poate altă dată. Am publicat paginile acelea salvate. Sunt 120 de pagini. Sunt foarte... L-am publicat acum vreo câțiva ani la Tracus Arte și pregătesc o nouă ediție. Dar pe lângă acea descoperire, am descoperit și memoriile unui fost săgetător. Cu ajutorul Cristinei, Vintilă îmi spusese unde ține, în biblioteca lui de la etaj, paginile nepublicate, cărțile nepublicate și neterminate, pentru că memoriile unui fost săgetător, așa se numesc memoriile lui, așa, nu e o carte terminată. Moartea mă gândesc și la Negoițescu, la săracul Nego, da, care da. Și el începuse bine cu Straja Dragonilor și cam da. Acolo. Da, dar aici nimeni nu știa despre cărțile astea, nici măcar fiica. Cu atât mai bine. Eu am reținut aproape tot, rețineam aproape tot ce îmi spunea Vintilă, pentru că Vintilă e un autor colosal, extraordinar, și de limbă franceză, și de limbă spaniolă, și de limbă română. A scris operă și de filozof, și de acea carte a lui de interviuri cu marile spirite ale lumii, Călătorii în jurul lumii, se numește Viaje, nu, Călătorii la centrele lumii, se numește în spaniolă. El la 50 și ceva de ani, aproape 60 de ani, autor consacrat cu premiul Goncourt tradus în câteva zeci de limbi, așa, și a luat toiagul de pelerin și a vrut să se întâlnească și să discute cu cei mai importanți oameni din toate domeniile, științific, religios, muzical, până și cu Fellini, din epoca lui. Și a făcut această carte de 600 de pagini, care a fost tradusă, e o traducere
mai puțin reușită, spaniolă, dar a fost scrisă și publicată în Spania și a fost tradusă și în România cu vreo câțiva ani. Deci călătorie la centrele lumii. Făcea și el un podcast, nu? Dar asta era, ar fi fost, cred că, dacă pentru că era camera video atunci, atât de accesibil. Da, Monica Lovinescu îl privea cu anumită ironie ca pe un fel de Don Quixote. A, vintilă și fizica cuantică. A, o are la degetul mic, spunea. Dar el realmente era interesat de toate subiectele astea, care erau la vârf, erau ultimele descoperiri în toate domeniile, și medicină, și paranormal. Are o carte despre paranormal extraordinară, tot așa, de interviuri, nu scrise de el, sunt elucubrațiile unui scriitor, eu știu, la un moment dat, piqué par le sujet, nu, așa, un pic interesat de acest subiect. Nu, el mergea tot timpul la sursă ca un adevărat jurnalist, dar, repet, un jurnalist cu o cultură colosală, poliglot și care stăpânea câteva culturi și literaturi la ac. Și am descoperit aceasta și am publicat, am făcut această ediție împreună cu Silvia Colfescu la, tot la vremea, în această serie de autori Vintilă Horia. Și peste un an Cristina a mai găsit o capodoperă, unul din cele mai importante jurnale din cultura română, jurnal de sfârșit de ciclu, la fel neterminat, încheiat, pentru că e până în 92, moartea s-a interpus. Și jurnal torinez s-a pus la mijloc, da, și cu un jurnal torinez. Aici am făcut foarte multe, sunt câteva sute, aproape 1000 de note, pentru că sunt foarte multe personaje. Vintilă frecventa cercurile cele mai înalte ale culturii europene și numai sud-americane. Era foarte stimat în câteva țări din America de Sud. Și sunt personaje foarte importante, dar care nu sunt cunoscute publicului românesc. Deci, pe lângă munca de patrolog, faci și o muncă de recuperatorolog. Da, ca în filmele alea de groază cu recuperatorul de cadavre, știi, din perioada interbelică. Dar astea sunt... Poate m-am exprimat greșit. Dar cadavrele vii, alea... Ții adus la suprafață. Sunt jurnalul lui Eliade, jurnalul lui Vintilă Horia, jurnalul lui Balotă și jurnalul lui Steinhardt sunt cele patru mari jurnale pe care trebuie să le cunoască orice intelectual din România sau student sau om interesat de cultura română. Punct. Astea sunt cele mai de sus. Punct. Ca asta o tăiem și o punem pe Facebook, TikTok și alte medii sociale. Aha. Jurnalele lui Balotă, Caietul Albastru și nu le-am prins nici pe alea, dar alea la alte edituri. Acum, acolo la Caietul Albastru i-am și scris atunci, l-am întrebat, pentru că se vede că el a prelucrat foarte mult jurnalul prim, cel confiscat de securitate. Și el lucra cu acribie, am impresia. Da, dar a făcut foarte multe adnotări și ajustări la primele. Deci acolo trebuie să pun un bemol. Și nu mi-a răspuns, nimeni nu a văzut manuscrisul. Eu aici am lucrat pe originale. Aici vreau să revin acum, păstrând toate proporțiile ce se pot păstra. Eu știu că sunt pic cu zodiile. Nu întâmplător și tu ești din 27 martie, nu spunem anul, dar e tânăr. 27 martie, Ziua Internațională a Teatrului. Așa. Deci, histrionul... Scoate histrionul din mine. Când e cazul. Balotă vărsător și eu fiind vărsător. Plăcerea asta să mai înflorim, să mai punem ceva, știi, și să nu terminăm. Să lăsăm așa cumva în suspensie. Țin minte că a fost făcut doctor honoris causa la UB. Eram încă student așa și povestea el stilul inconfundabil, cum fiind și el student eminent și cu perspective, ca și unii de sârbu, ca un negru și ce mai era aici. Și fiind venind anii terorii și așa mai departe, zice, spunea că a mai apucat să vadă de la fereastra, de la etajul 2 unde era biblioteca, cum cineva tăia un porc în interiorul universității, în curtea interioară a universității, cu imaginea aia pleca el în pribegie, prima dată în pușcărie și după aia în pribegie.
Și pe tine era... Dar eu l-am cunoscut la Paris. A fost invitat să țină o conferință de literatură universală. A fost absolut impecabil. Excelent. Un profesionist. Nu vreau să discut celelalte, pentru că a fost. Dar un profesionist. Până la urmă, au avut și ei profesioniști. Mai zi o dată, nu vreau să discut celelalte pentru că a fost. Da, pentru bine că a fost. Spus. Rămânem bine aici. Spus, da. Bine îmi spus. Asum anacolutul. Da, da, da. Fraza așa. Dar, bă, asta e, fiecare are temperamentul, are, eu știu, limitele lui și are destinul lui. Da, cine știe, noi în contextul acela ce am fi făcut. Poate, acum retroactiv. Poate tu știi că tu ai făcut și o revoluție. Cum a fost la revoluție? Ce întrebare de ziarist, de jurnal provincial. Da, vezi, dar uite, acum râdem, dar într-adevăr eu, da, sunt legat de, m-am legat de România în acel moment. Pe care l-am trăit, pe care l-am trăit de la A la Z, exact. Atunci eram în vacanță, știi că ne-a fost impusă vacanța din cauza congresului. Și am ieșit cu încă un coleg, Laurențiu Merinte, în piața din fața primăriei Botoșani. Eram doi marșilați. După aceea au început să se adune, dar eram un grup foarte firav acolo. Și țin minte, n-o să uit o scenă teribilă care mă bântuie și astăzi. Erau foarte mulți oameni, noi eram un grup de 10 studenți, majoritatea, veniți, trimiși în vacanță. După aia foarte repede am plecat la București ca să continuăm acolo. Și pe trotuare erau mulțimi de oameni care ne îndemnau să plecăm acasă. Pentru că se apropie sărbătorile, nu aveți ce să faceți acasă. Asta mi-am adus aminte de scena aia cu un fel de cutremur așa și de tristețe, de amărăciune cumplită la Mineriadă, pe care am trăit-o tot pe viu, din păcate, când bucureșteni, o parte din bucureșteni, aplaudau măcelarii care băteau sub ochii lor studenți sau oameni care pur și simplu strigau libertate, jos Iliescu, jos comunismul. Și erau de la balcoane sau de pe trotuare, erau bucureșteni ce mai ales, care aplaudau dihăniile, care invadaseră, ieșiseră din iad, așa. Eu prima dată am întâlnit minerii când m-au de-aia zic, din subterane, în pasajul la piața universității. Și ei deveniseră poliția Bucureștiului. 13-14. Da, și mi-au cerut buletin, carnet de student și mă întrebau ce cauți la universitate. Și eu i-am răspuns, dar ce căutați dumneavoastră la universitate? Eram politicos și atunci, da, și cu minerii. Și probabil că acest dumneavoastră m-a salvat, că aveau lanțuri, așa, și mai eram și cu o colegă de grupă. Zic, eu am mâine examen. Asta caut la universitate. Da, n-ai mai putut să dai examen. Da, e, bineînțeles, bineînțeles, ce a fost acolo măcel. Da. În fine. Dar să revenim la... Da, revoluția continuă, nu? Vorba tovarășului de la Moscova. Revoluția continuă. Dar continuă în sensul nostru, nu al lor. Sper, sper. Aici colecția pe care ideea ta. Cum da, e o altă colecție pe care am lansat-o în urma acelui album Geniul greco-catolic românesc. Ar merita acest subiect o emisiune întreagă. Și e o colecție Mica Romă 21. Mica Romă e numele de botez al Blajului. Numele de botez pe tu, care Eminescu. Orașul episcopal după aia, i-ai zis. Da, am propus titulatura asta care e îndreptățită și am constituit așa un dosar și mă bucur că a fost numit cu prilejul vizitei papei. Papale, da. Da. Și în Mica Romă public o serie de capodopere sau texte foarte importante, necunoscute de români și care nu au neapărat o notă confesională.
greco-catolică. Nu, aceste cărți trebuie cunoscute și citite de toți românii. De pildă, această carte a lui Septimiu Popa pe care ți-am adus-o, am ales-o în fine, ce mai aveam din colecție pentru tine, dar și pentru că suntem la Cluj. Temnițele Clujului, Caravanele Ardealului, e o mini capodoperă de memorialistică și de eseistică, care poate să stea alături de prozele de memorialistică, eu știu, Ion Ghica și așa mai departe, sau Lupeanu Melin. Lupeanu Melin, un alt preot greco-catolic, care ne-a lăsat un volum absolut superb, pe care orice ardelean, măcar orice ardelean ar trebui să-l citească, publicat în 37, nerepublicat ulterior, din motivele binecunoscute, pentru că numele greco-catolic nu mai, mai exista din 49 încolo, din 48 încolo, așa, și care a scris un volum Evocări din viața Blajului, absolut fermecător. Cu o limbă ardelenească m-am consultat și cu domnul Ioan Aurel Pop pentru a, și cu tine și tu m-ai ajutat, ești de admiteri menționat în, la rubrica de mulțumit pentru câteva expresii de acolo pe care eu nu le cunoșteam. Da, pusese pe Facebook la un moment e atât de spumos și atât de profund și atât de uman. Cartea lui Lupeanu Melin și cartea lui Septimius trebuie cunoscute, citite, reintegrate în canonul literar românesc. Sunt cărți de literatură, nu neapărat cărți de confesionale. Da. Aici în, e în țiplă. Te rog să scoți tu țipla. Teme fierbințe ale creștinismului. Glafire, e a doua ediție. Din, da, prima era cartonată, nu? Prima a apărut la Polirom, da, da. Acum vreo 12 ani, cred. Sunt 10 studii. Domnul Bădiriță, poza asta e cam ca aia lui Eminescu, frumos. Cam asta circulă. Asta circulă. Când vrei tu să-ți faci un afiș frumos. Deci, știi, făcut, știi unde e făcută? În Casa Pogor. În așa, sala unde Eminescu... La Junimea. Na, așa, în, unde se întâlnea... da, am avut o conferință acolo. Și acolo a fotograful muzeului a făcut fotografia. Deci asta e un fel de... E în pod, e în pod. Pe mine m-a pus în pod. În pod. Teme fervințe ale creștinismului. Maria Magdalena, de la Dan Brown, la Evanghelii și Retud. Iuda Iscariotul între damnare și mântuire. Da, glafire, glafire. Se citesc așa în porții mici, ca și leacurile naturiste, da? Nu trebuie să ne speriem că e o cărticică. Nu, e o, e o carte de sumare. Mă bucur că a scos-o în cartea asta de buzunar, ediție de buzunar, exact, livrul de poș, să poate cumpăra la chioșurile de ziare, la editura Litera. Are, iată, acest dar talent, da. Foarte bine, directorul editurii Litera de a... Tu cu câte edituri colaborezi până la urmă? Deci la vremea ai niște colecții. Aș colabora cu toate editurile profesioniste. Acum, la vremea e o editură, e o colaborare cu Vremea de 20 de ani, cred, și datorită relației noastre de prietenie și de testare. De testare și prietenie cu directoarea editurii, Silvia Colfescu. Da, unde totuși am propus mai multe colecții și zic, și altă serie pe care aș vrea să... Da, texte, marile texte ale creștinismului. E o altă colecție. Serie unde am publicat volumele din Noul Testament. Fiecare evanghelie cu comentariu în ediții bilingve, Apocalipsa și Faptele Apostolilor. Când ai timp să lucrezi atâta și să acoperi atâtea domenii? Dacă sunt șomer, lucrez. Ce să fac? Non-stop. De dimineață până seara și noaptea. Nu puteai rămâne și tu în străinătate. Erai... Bine, acolo mi-am făcut două doctorate amărâte. Da, acolo îți umpli de saga și după aceea, în fine. Vii aici Margarita Santeporca sau cum? De deșeți așa, nu știi ce să dai, ce să dai. No, acum mă odihnesc de Noul Testament, scriind cărți de poeme. Aveam și o emisiune pe Look TV, nu? Și tu la un moment dat îmi scrii pe Facebook că urmărești emisiunea și te semnezi. Am crezut că ți-am scris o poezie, nu? Încă nu. Mi-aduci doar cărți,
poeziile și bomboanele după șefia. Și cum zic, cu profanul din mine, și zic, Cristian Bădiriță, acela care a scris versurile Ah, bestilor solitare, marchizelor de pe Maidan, cu sâni perfizi, perfizi și lungi picioare, urcând din mâlul diafan, clavire trupeșe în care zac anii mei de Don Juan. De Don Juan, da. Ia uite! Mi-ai adus aminte, eu nu mi-învăț, nu știu poeziile din cauza ta. Dar ce crezi, că eu știu glumele? Eu am devenit autoreferențial. Ai spus atâta patrologie patristică, așa? Iată, nu poeme de patrolog. De patrolog. Da. Cum arată odaia ta în care lucrezi? Cum? Odaia mea are vreo 7 camere. Da, pentru că în fiecare sunt cărți puse... Biblioteca țin ordine? După, oarecum, după domenii. Din păcate n-am avut timp să o clasez după autori, neapărat că am știu unde să-i găsesc. Păi nu dai pe Google, vorba lui Vanghelia. Nu cauți pe Google. Păi, nu, că am edițiile, trebuie consultate, nu e tot acolo, pentru că edițiile serioase, de pildă pentru părinții bisericii, trebuie să mergi neapărat la cele mai bune, fidele ediții la științifice, la Sus Cretien se numește, pe Surse care? Creștine, marea colecție de la Lyon. Pe care le ai? Pe care o parte dintre ele le am, dar am acces la bibliotecile principale pe care le, da, le frecventez. Și există. Cum e starea ta din ziua aia? Te apuc o idee, mergi în camera a doua, acolo găsești... Nu, când încep o carte, în general o termin. Deși sunt unele cărți pe care trebuie să le las la un moment dat, după ce scriu 5-6 capitole, pentru că simt că trebuie împlinite și că în momentul acela nu mai am energia sau nu mai am inspirația să le duc până la capăt. Și unele dintre ele rămân și 4-5 ani. Cum e de pildă următoarea carte pe care ieri am corectat-o. Am dat bunul de tipar. E al doilea doctorat de la Paris de care vorbeai, despre biografiile spirituale în Antichitatea Târzie. Se numește... Sfinți păgâni, iudei și creștini. E o survolare a literaturii celor trei, din cele trei spații, din cele trei religii, din primele secole, secolul 1, 2, 3, 4 ale creștinismului. Atunci când modelele se confruntau și atunci când polemicile erau foarte aspre. Dar foarte vii și foarte interesante. Talk-show-urile vremurile. Nu, că ei polemizau indirect, nu se întâlneau. Polemizau direct, dar mai mult intra-religios, adică ereticii cu linia ortodoxă în creștinism sau ereticii cu linia ortodoxă în iudaism și așa mai departe, sau între școlile păgâne, pentru că erau mai multe direcții, platonism, neoplatonism, eu știu, pitagorism și așa mai departe. Dar există totuși niște constante și diferențe, dar există constante. Și personajul principal care leagă aceste paradigme religioase, iudaism, creștinism, păgânism, este Theos Aner, bărbatul îndumnezeit. Este personajul excepțional, modelul, dacă vrei, dar model religios, model intelectual în același timp, care se opune altor modele religioase din celelalte tradiții, dar în primul rând modelului social sau politic, puterii politice, ceea ce e foarte important. Dar această carte a fost făcută în 2005-2006, când eram la Institutul din Trento, 3 ani de zile, că face parte din, a fost, cum să spun, sarcina de lucru pentru, în cadrul acestui institut de studii religioase din Trento. A fost redactat în franceză, am publicat capitole în reviste internaționale, să până faci credite. 2, 3, 4, nu, erau cerute, erau normă, pentru că era... erau teme, erau congrese care mergeau pe temele respective.
Dar până acum n-am avut vreme să împlinesc cartea asta, să o definitivez și să o și traduc. Să o și traduc și am tradus-o pentru prima dată când fac lucrul ăsta, pentru că celălalt, doctoratul despre Anticrist, a fost tradus de altcineva. Doctorat despre Anticrist. E, sună, cum sună? Nu ți-e doar e bun pentru emisiunea ta, nu? E un subiect bun. V-am zis, doctorat la Anticrist. Cristi, dragă, nu ți-e doar de perioada bursieră, de perioada în care cutreierai Europa. Nu, eu am trecut direct de la bursier la pensionar, așa că să fii pensionar e tot un fel de tot un statut împlinit de bursier. Știi că nu mai urmează nimic după aia. Ultima bursă. Mie îmi place ținuta ta lejeră și de aia, din partea colegilor și prietenilor de la Scala, îți oferim un tricou. Dar poți să păstrezi doar cutia. Orice. Un tricou care să-ți păstreze trupul tău cel firav în timp ce lucrezi, un tricou handmade, un tricou cu anumite simboluri și repere, nu, n-am găsit. E faraonic, n-am găsit egiptean, cu Dionisia Areopagit, o să facem și cu... Mai bine, pentru că oricum e pseudo. Pseudo. Eu cred că îți vine bine și acolo în lucrările tale... Și în plus e 100% bumbac. Păi, dar ce? Noi aici lucrăm cu chestii verificate 100%. Mulțumesc de vizită ca de obicei când avem... Nici n-am început subiectul. Nici nu ne-am încălzit. Aș fi vrut să discutăm mai mult despre pățăniile din diaspora și așa mai departe, dar pentru asta îndemn lumea să-ți cumpere jurnalul tot de la editura Nu, te refer la... nu, te rog. Mă încurc acum. A, e jurnalul împăcării, da. Ce-a publicat pe net, pe bădiță, simplu. A, celălalt e adulmecările, da. Jurnalul regăsirii. Nici eu nu mai știu, vezi că mă uit în titlurile. Zim vreo 4-5 cărți pe care le recomand să le citească toată lumea. 5 cărți, nu știu, din... 5 cărți. În primul rând, cărțile clasice. În primul rând, eu recitesc nu ca disciplină, ca regulă, eu știu, pe care mi-o impun singur, numai ca să recitesc. Nu, pentru că sunt cărți fără de care nu pot să trăiesc mai mult de 2 ani, dacă nu le recitesc, de pildă. Dostoevski, Frații Karamazov, Crimă și pedeapsă, Demonii, măcar astea 3, Hugo, Mizerabili, dar în primul rând Homer, măcar Odiseea. Și de ce nu Dante, în traducerea asta cursivă, clară, pe care am publicat-o cu note la editura Vremea, pentru că suntem în anul Dante, 700 de ani, de la terminarea Divinei Comedii și de la terminarea, încheierea vieții maestrului Dante. Da, măcar a citit și a recitit. Cine zice asta? Iar dintre scriitori români deja revin la cele, nu le mai numesc, cele 4 jurnale, pentru că astea sunt de nivel internațional. Ei plasează, cei 4 plasează literatura română la nivelul, ridică ștacheta la nivelul culturii europene. Jurnalul Eliade, jurnalul Vintilă Horia, jurnalul Balotă, Caietul Albastru și jurnalul Nicu Steinhardt. Mulțumim frumos! Eu mulțumesc și pentru... O ducem la sfințit la Nicu. Mi-ai dat vinul de sfințire. Ce sfințim?